Situație la limită în Republica Moldova, după ce mai multe benzinării au rămas fără carburanți. Pentru a identifica motivele care au dus la oprirea comercializării produselor petroliere, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a declanșat o serie de controle inopinante. Conform realitatea.net, ANR urmează să stabilească din ce motiv lipsesc unele tipuri de carburanți la anumite stații de alimentare, în special motorina, potrivit agora.md. Blocajul vine chiar înainte de declanșarea campaniei de recoltare de vară, iar Asociația Forța Fermierilor a afirmat că ar exista un acord de cartel pe piața produselor petroliere în scopul creării deficitului artificial și majorării nejustificate a prețurilor. Aceștia s-au plâns că deja li s-a transmis sume de plată pentru motorină cu livrare peste două săptămâni la prețul de peste 31 de lei moldovenești per litru, contrar deciziei Comisiei Situației Excepționale privind plafonarea prețurilor angro la diesel. Consiliul concurenței a anunțat că nu a primit nicio sesizare sau plângere în privința unor eventuale încălcări invocate. Pe data de 9 iunie, un litru de benzină costa 32,93 de lei moldovenești pe litru, iar motorina 29,87 de lei moldovenești pe litru relatează realitatea.net.